Edi Iordănescu a avut un mesaj frumos pe rețelele de socializare. Mulțumesc, Mirel, mulțumesc, Cosmin. La mijloc este și munca voastră. Echipa națională a României vă salută. Foarte frumos, foarte bun mesajul. Chiar dacă putea să treacă peste, că nu cred că stătea nimeni acum să spună ok, mai spune de ce, că Rațiu l-a adus. Mirel, așa, fiecare selecționer mai aduce pe câte unul. Dacă ai și noroc să crească jucătorul, așa, da, rămâne undeva într-o memorie, dar domnule, a debutat cu Mirel Rădoi. Dar putea să treacă dacă voia, fără să fie acuzat. Așa că este. Campania a fost a lui întreagă, plus pregătirea de dinainte, un an de zile, în Liga Națiunilor, tot a lui. Și contra a lucrat cu anumii jucători, gen Stanciu, Pormel a promovat chiar pe Iani și mai mulți jucători de la sub 21, când Mirel Rădoi era antrenor la sub 21 în perioada aia fantastică a generației, după care Mirel Rădoi a trecut la prima reprezentativă. Deci, ca să ajungi... Acord că sunt și jucători debutați sau care au lucrat cu reușit să, cu antrenorii de atunci. Să debuteze și să prindă consistență cu cele două mandate. Eu mă bucur foarte mult pentru această generație, pentru că tot timpul ne puneam semnul de întrebare dacă pot juca un meci decisiv. Uh-huh. 96 de minute au intrat în istorie și asta e cea mai mare realizare. Acum avea nevoie de împlinirea asta, avea nevoie de reușita asta, avea nevoie de exprimarea asta consistentă și sincer să fiu acum la rece, pentru că aseară a fost emoție și... Și bucurie de ședința. Da, și bucurie. Pot să spun că am văzut lucruri extrem de pozitive în jocul echipei. Mă uitam la, că am văzut foarte multe secvențe astăzi, mă uitam la modul cum au acoperit zonele, presigul de întâmpinare, fiecare jucător juca parcă ar fi fost ultima minge. Deci o determinare și un sacrificiu extraordinar. Urmă, modul cum au interpretat atunci când intrau în posesie, adică să începe meciul cu 1-0, ăsta e cel mai oribil și cel mai infect moment să începi un meci, da? A fost o chestie neașteptată. Noi pe scaun, în redacție, ne-am blocat. Adică noi nu mai aveam reacție și eram în zona aia de disconfort. Băieții ăștia au avut tăria să treacă peste momentul ăla. Asta ce înseamnă? Asta ce înseamnă? În afară că clar că există coeziune, un grup unit, există personalitate. Eu înainte de meci am dat 4 sau 5 nume, am spus așa. Vreau să-l văd pe Răzvan Marin, pe Stanciu, Ianis Hagi, Drăguș. Eu am dat 4 nume. Am mers pe cele 4 nume, n-am mai spus alte nume. Rațiu deja... Ce a făcut pe faza ofensivă, ăsta este un lucru extraordinar și atunci plusul ăla prin fundaș, mai ales că el avea o sarcină foarte grea acolo la Tugerman, care reușise să ne creeze impresioneze. După ce ești față în față cu Vini Junior, am spus-o, nu contează, nu o să conteze Tugerman. Dar mi-am dat seama că are capacitate foarte bună și poate să ne surprind. Am fost relaxat după cum a intrat în joc Rațiu și modul că îl vedeai, în momentul când vezi, îți dai seama de fotbalist și de moment și de forma aia, de ce înseamnă ziua aia la un jucător, după preluare. Liniște, dezinvoltură, capul sus, încredere, progresie cu mingea la picior, ce a făcut la primul gol, senzațional. Și pe urmă am dat 4 nume grele. Toți cei 4 s-au ridicat la un nivel extraordinar. Drăguș în prima parte a jocului a fost impresionant, ceea ce făcuse și cu Belarus. Uh-huh. După pauză a fost activ, dar n-a mai avut aceleași reușite. Își intră în rol Hagi, Ianis Hagi. Și Ianis Hagi este, nu că știu foarte bine cum gândește, dar Ianis este genul de jucător care n-are niciun fel de complex când intră în posesie, indiferent de adversar. Să ne facem aminte totuși de acțiunea extraordinară pe care a avut-o cu Germania. De modul, după o perioadă în care echipa națională venea după meciul cu Israel, a fost titular cu Kosovo. Parcă și Stanciu, parcă și ceilalți care jucau în linia de mijloc s-au ridicat la alt nivel, pentru că băiatul ăsta dă liniște, dă încredere, acceptă mingea, intră între linii, joacă.
acceptă jocul, își asumă, te pune în valoare, pe care clar că a fost meciul ăla cu Andorra, unde avem nevoie de 3 puncte și să bifăm meciul ăla încet, încet. Echipa asta ajunsese în momentul în care credeau cu adevărat 100% că pot duce campania asta la final. Pentru că au fost nevoie, au fost momente de cumpăr, au fost momente în care au suferit și ca joc. A fost cel mai de cumpăr în moment. La 2-0 și la superioritatea Elveției. Nu, dubla aia. Dubla aia, mie mi s-a părut mai importantă, Israel-Kosovo. Uh-huh. Ah, da. Mie mi s-a părut mai importantă, că pierdeai în Elveția. Da, să zici că nu erai afectat nu. Foarte tare. Nu, acolo, dacă nu gestionai cele două meciuri din... Ala, cu Elveția, îți dai seama de un aspect extrem de important, apropo de tot ceea ce înseamnă Edi Ordănescu la echipa națională. Fiecare jucător se simte important, fiecare jucător se simte în grup acceptat și fiecare jucător face parte din tot ceea ce înseamnă nucleul ăsta al echipei națională. Nu există că eu sunt titular și că tu ești rezervă. Acolo fiecare jucător a ajuns la un nivel în care... trăiește momentul că poate să facă și poate să ajute echipa națională. Și asta s-a văzut. Îți intră-te jucătorul Olaru, care n-a jucat acum. Olaru, a intrat și, cred că și Pușca și-a intrat la meciul ăla. Și de virea cu capul a fost norocoasă. Moruțan, adică Moruțan și Mihailă. Dacă iei toate imaginele pe care le-ai dat mai devreme, stai și vezi că și Alibec și-a pus amprenta în jocul echipei. Și Stanciu, și Hagi, și Mihailă, și Moruțan, și Pușcaș, da? Și de asta spun că au intrat în istorie și ăsta e cel mai important lucru. Că tot timpul aveam impresia că generația asta nu poate să facă pasul și nu poate să-și consolideze, practic să ducă la bun sfârșit, după nenorocirea cu Islanda, când a dat Hagi în bară, dacă mai ți-o ce interior. Jucam cu Italia, nu jucam cu... Nu loc să fie Macedonia a fost, nu? Cu Ungaria. Jucam cu Italia și Portugalia. Eram pe traseul Italia și Portugalia. Dar nu, Macedonia s-a calificat și a jucat, i-a eliminat pe italieni și au jucat cu Portugalia. Dar oricum era greu de ajuns la turneul final. Stai de ajuns cu Italia, era o experiență fantastică pentru generația asta. Deci se consolida încă o chestie. Dom'le, am reușit să ieșim din grupa asta, să mergem mai departe, adică nu ai terminat pe locul 3. Un lucru extraordinar și ar trebui să-l remarcăm și l-am făcut și aseară, l-am făcut și Deceba, l-ai făcut și tu. Apropo de ceea ce a însemnat Liga Națiunilor, și aici are un metit total, Burleanu, Răzvan Burleanu, să termin pe locul 4 ca antrenor, da? Și să dai încredere, asta înseamnă că la un moment dat, în toată campania asta, omul ăsta și-a făcut treaba și a încercat să facă tot ce-i stă în putință Edi Ordănescu și să pună în slujba echipei și să contribuie la tot ceea ce înseamnă să aibă un aport cu toate cunoștințele lui, la tot ceea ce înseamnă programul echipei, să pregătești toate jocurile și să ieși pe locul 4 și să-i dai încredere în continuare, adică s-a văzut care potențial, care capacitatea să strângă. Și atunci a fost momentul ăla, zic eu, extrem de inspirat și cine decide, cred că Răzvan Burleanu, Stoichiță, Bodescu sau cei care sunt pe acolo, au decis să meargă pe mâna lui Ordănescu. E, atunci lucrurile au fost foarte clare. Din momentul ăla, în momentul în care s-a început campania de calificare, au dispărut anumii jucători. Pentru că Edi Ordănescu a și spus după ce a fost reconfirmat că am cerut anumite lucruri, am primit încredere, dar am cerut și eu niște lucruri. Da, uite, eu în momentul ăsta spune că cei care, mă rog, nu au reușit să se ridice la un nivel foarte bun atunci, pot fi soluții, pentru că au înțeles că se poate și fără ei. Adică nu trebuie să fie închisă ușa celor care au ieșit din circuitul echipei naționale. Așa este firesc, dacă forma lor sportivă, dacă va fi bună și dacă ai un dialog cu ei și vor înțelege că la echipa națională trebuie să fii modest, trebuie să muncești și trebuie să te subordonezi planului tactic, atunci poți să faci tu parte din lotul ăsta. Deci nu trebuie închisă ușa acelor jucători. Că în orice moment poți să ai nevoie de ei. După care a venit clar inspirația lui. Eu am stat de vorbă cu el înainte de meciul ăsta cu Edi Ordănescu. Știam
foarte multe chestii din interior. Nu spune că știai că e Pușcaș titular. Nu știam că e Pușcaș titular. Poți să vorbești 4 zile la rând cu Edi Iordănescu și nu-ți dai seama cu cine începe. Dar te întreabă foarte multe chestii. Culege și el impresii, culege informații, impresii, dar niciodată nu o să spună încep cu ăsta, cu ăsta și cu ăsta și cu ăsta. Bine că i-a spus puiul, taică-s-o, ăsta e altceva. Mie nu mi-a spus. Dar este clar că a analizat foarte bine adversarul, că a fost inspirat, că abordarea și modul cum a pregătit jocul a fost fantastic. M-a impresionat. Mie mi-a dat, la pauză, dacă e comentariul nostru de la pauză, am spus-o. Ce analiza rapidă care am făcut-o la pauză, am spus că nu o să avem probleme dacă jucăm la fel. Cum ieși după pauză, după un început ezitant, după reacție foarte bună, îți crezi? Să nu uităm că a fost chestia aia lui bara lui Drăguș, călcâiul ăla lui Pușcaș. Pușcaș. Și a mai fost un șut. A mai fost un șut. Un șut sau chiar două șuturi. Că, mă rog, a respins-o puțin important sau a prins-o foarte greu. Pe urmă, cum a început repriza a doua, acolo clar că s-a văzut mâna lui Edi Iordănescu la pauză. Modul cum au ieșit, deci au ieșit cu încredere, au stat sus, s-au apărat. Am văzut, un lucru care pe mine m-a impresionat, am văzut că liderii incontestabili ai echipei au îmbrăcat tricoul ăla de lider și de și-au asumat în multe momente. Și Iani, și Drăguș, și Screciu. Screciu, discutam, am avut foarte multe discuții în zona asta, nu cu Edi Iordănescu, cu dumneavoastră fotbal și am spus, dom'le, eu l-am văzut la meciul cu Elveția. Da? L-am văzut la meciul cu Elveția. Este un jucător care împinge foarte bine, are calitatea să acopere bine zona. Nu-i sclipitor cu mingea la picior. Că dacă era și cu sclipitor cu mingea la picior, Screciu era la Milan. La Milan, în altă parte. Dar este un jucător fantastic de echilibrat acolo în fața. Joacă exact cât trebuie. Joacă economic, nu pierde mingea, dar are o plecare foarte bună de pe loc. Face pressing-ul agresiv de întâmpinare. Fantastic copilul ăsta. Ce să spun eu de Răzvan Marin sau de Stănciu? Sunt jucători care trebuie să-și intre în rol exact cum au făcut în a doua parte a jocului. Ăștia sunt jucători importanți echipei naționale. Pe urmă, clar, Mihailă, din dorința prea mare a făcut chestia aia. Era puțin apăsat și de alunecare. Coman a intrat activ. Bine și Marius Marin. Da. Bine și Marius Marin, adică foarte, foarte bine. Bravo lor, felicitări. Și respectăm... Și vreau să le transmit un mesaj. Așa. Dom'le, te-ai calificat. Ăsta e un început acum. Meciul cu Elveția a început să arătăm unde suntem. Cu cine? Am făcut un rezultat foarte bun la ei. Am dus campania asta la cel mai înalt nivel. Da? Și ăsta e momentul lor. Și mai trebuie să remarc, dom'le, Drăgușin este un câștig real la echipa națională. Absolut. Este un câștig real. Burcă, același jucător combativ, am avut câteva emoții cu el pe construcție. Acolo, aici el și Drăguș în momentul când vor avea mai multă, cum să spun, nu dacă de experiență, dar acolo, în momentul în care o să ajungă să avem Drăgușin și Burcă, da. Și el și Drăgușin. La capitolul ăsta. Rațul perfect, deci am făcut așa, i-am cuprins pe toți, încă o dată transmit. Băi, ați făcut istorie. Ați intrat nu în... exagerez cu istorie, nu, calificare la un turneu final. Este o calificare, dar câte calificări avem noi? Bun. Câte calificări avem noi? Calificarea la Euro 2016 a fost un moment istoric. Dom'le, tot ce înseamnă calificare la tu, cu toate problemele care confruntăm, noi nu ne calificăm în grupe de conferință. Corect. Noi nu intrăm în grupe de conferință, noi nu mai existăm în Europa la nivel de club. Așa este, da. Cum faci? Jucai semifinale, aveai două echipe în sferturi, aveai și rezultatele echipa națională și atunci? Da, păi a venit 2000... A fost sfertul lui fantastic și după aceea a fost și calificarea la Euro 2000. Da, și ce grupă, cu Franța, cu Italia și cum te luptai cu
Tigri, cu Tauri, cu... Nu? Da. Cu Olanda, ultimul meci. Da. Ca să respectăm adevărul istoric, ar mai fi de remarcat cineva la meciul de aseară, și anume Marius Nicolae. Pentru că el de două ori a strigat pe par... când ne uitam la meci. Șut. Dă la poartă! Și de fiecare dată instinctul lui de atacat. Când l-a văzut pe Drăguș că o primește, mă rog, și și-o așează, dă la poartă, a dat foarte bine. Că el a lucrat, nu? Nu știu dacă a lucrat cu ei, nu, că nu era Marius Nicolae, dar cu Drăgușin sau Drăgușin cu... la Under 21. La 21. Da, posibil. Dar la Pușcaș. Și la... La Pușcaș. La ce la Pușcaș? Păi, asta ziceam, la golul lui Pușcaș a fost la șutul lui Drăguș. Lui Drăguș. Da. Iar dincolo mi-a fost frică de offside acolo. Deci eu mă uitam, da. Acum așteptam să văd, să văd faza aia, da, zona, să văd că nu... Să nu fi plecat prea devreme. Să nu fi plecat prea devreme. Iar la golul lui Ianis... Șut, tot așa, șut. N-a zis nimic la prima care a fost centrare. I-a revenit lui Ianis. Cum i-a revenit lui Ianis? Dă la poartă! Vreau să spun că eu acolo la faza aia mă așteptam să interpreteze cumva, să primească mingea, cum și-a făcut-o, așa. Și să dea la lungă. La colțul lung. Asta adică n-am vorbit, dar o aveam în cap. De la lung. Încercul ăla. Aia, dar la scurt. A dat la scurt și ne aminteam că a mai dat o dată la scurt în cupele europene cu Rangers. Și în campionat a dat. Și în campionat a dat. A dat unul în campionat și unul, dar sigur în campionat i-a venit mingea tot așa și a dat la... Ce decizie bună a luat plecând de la Glasgow Rangers. Împrumut. Dar a făcut o decizie bună. Ar fi stat? Da, nu-mi dau seama. Și probabil ar... S-a schimbat antrenorul la Rangers. Uite și aici, tot Ted Iordanescu. Dar e un contact cu primera, da. Da, avea decât la ajuns la Ves cu o noapte înainte, cu nu știu ce, l-a chemat la echipa națională, i-a dat minute, da. Știi? Adică în momentul când știi că ai nevoie de jucătorul și că e un lider și care poate să te ajute, i-a întors în două meciuri, ultimele două meciuri. Dacă colegii mei au pregătit, că tot vorbeam cu Gică Hagi de comparații, pe diverse conturi, apar, uite, pe contul Generația de Or 94, este contul oficial al evenimentului din luna mai anul viitor, ultimul meci împreună al Generației de Aur, a reapărut această imagine care este de mulți, mulți ani. Este de la Gala Hagi, atunci când la un moment dat Gică și Ianis au, nu neapărat că au făcut un tur de onoare împreună, dar au alergat puțin pe gazonul stadionului, 23 august fost, stadionul național din complexul Iamanoliu, cum era în acea vreme. Au trecut și de atunci, nici nu mai țin minte, Gala Hagi când a fost? 2001? Eu ne-am antrenat la Oțelul Galația. Da. 2001, poate. Ceva de genul, au trecut, da. Da. Și aici o imagine de pe contul când Super era antrenor Ligii. La Steaua, nu? Da. Când era antrenor la Steaua și... Ianis era îmbrăcat într-o colo Steaua. Ianis la antrenor. Bineînțeles că trebuie să specificăm, Steaua nu avea numele, nu deținea numele, îl deținea în mod ilegal. E FCSB-ul. Da. Da. Dar atunci... Mă semnea Steaua atunci, Steaua. Da. Până s-a ajuns la... Păi, da, uite că... Deciziile judecătorești... Da, decizie e decizie, dar atunci... Până să n-ajung, până... Pe comentariu zicea Steaua, sau pe tabela de marcat scria Steaua. Da. După publicitate... Sau la meciul cu Ajax, scria. Da. Nu era FCSB atunci. Până a început... Până a fost prima decizie. Până a fost, da. Și a pierdut dreptul de a purta numele. După publicitate...